Locatarii dintr-un cartier de blocuri din Buzău s-au trezit că nu mai au voie să depoziteze deșeurile menajere în containerele din rampa subterană construită de primărie. Afișe lipite atât pe rampă cât și pe ușile de la intrarea în blocuri îndemnau pe cetățeni să arunce resturile menajere în containerele deschise amplasate lângă rampă. Da, este vorba de o situație aparte, aș spune eu, în sensul în care una dintre investițiile privind amplasarea de unei platforme îngropate de gunoi nu a primit avizul Direcției de Sănătate Publică. Noi am făcut o corespondență cu Direcția de Sănătate Publică, ce nu a acceptat argumentele noastre, în sensul că Ordinul 119 privind normele de sănătate publică impun ca distanța minimă până la ferestrele imobililor pentru amplasarea unei platforme să fie de minim 5 metri. Platforma a fost amplasată mai aproape de 5 metri de peretele unui bloc, perete pe care nu există nicio fereastră. Iată că aici, pe acel perete de bloc, nu există ferestre, însă DSP a interpretat această prevedere legală că această distanță poate fi măsurată și după colțul blocului, până la ferestrele din zona de front al imobilului, să spunem. Municipalitatea a trimis o adresă către Ministerul Sănătății prin care se solicită acordul pentru funcționarea platformei. Răspunsul a fost favorabil, dar DSP nu a autorizat încă funcționarea rampei. Dar, așa cum spuneam, Direcția de Sănătate Publică nu a acceptat argumentele noastre. Pentru moment am sigilat acea platformă și am amplasat pubele supraterane în parcarea blocului, așa cum era și înainte. Noi vrem să ducem la bun sfârșit acea investiție privind amplasarea unei platforme îngropate de depozitare a deșeurilor, care nu este atât de deficitară, să spunem, precum pubelele supraterane, care, iată, în perioadele călduroase provoacă disconfort locatarilor din zonă, și există și această posibilitate. Vom discuta cu juriștii primăriei pentru a ne adresa unei instanțe de judecată pentru a soluționa această dispută instituțională, i-aș putea spune, între noi și Direcția de Sănătate Publică. Până când situația va fi soluționată amiabil sau pe calea justiției, gunoiul menajer va fi depozitat în containerele deschise.